Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracol Scobae Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de luni, 27 iulie 2020, și vom folosi și astăzi setul de cărți de Oracol al Norocului pentru a vedea dacă rezonați cu mesajele primite și, în cazul că rezonați, cum vă veți putea aranja viața pe parcursul acestei zile în funcție de situația prin care treceți. Iar dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Deci, extragem două cărți și o piatră. Deci pentru ziua de luni, piatra este speranță. Veți vedea o energie mai amplificată a speranței pentru ziua de luni, sau o situație vă dă chiar într-adevăr o speranță că se poate întâmpla, se poate realiza. Și haideți să vedem cărțile. Prima carte pentru ziua de luni este Spin, iar cea de-a doua Diavol. Haideți să le luăm pe rând. Deci vor fi anumite situații cu probleme, dar în spatele acestor spin vedeți soarele, da? Și stele, strălucire, o situație mai bună, dacă treceți de acești spini. Deci mesajul spinilor spune că dacă veți reuși să faceți față cu bine provocărilor care vin sau sunt înaintea voastră, veți ajunge la un viitor mult mai pozitiv și, bineînțeles, nou. Această carte aduce provocări, dar și schimbări în viața ta. S-ar putea să fi intrat deja în această etapă unde ai multe bătăi de cap, anumite stresuri sau chiar dezamăgiri cu care trebuie să te lupți, și vei descoperi în acest timp cine ți este într-adevăr aproape, cine ți sunt aliații și care nu sunt aliații, care nu sunt loiali în acest timp. Se referă la persoane din jurul tău, prieteni, membri ai familiei, prieteni foarte apropiați, da? Cartea îți recomandă să te debarasezi de toate lucrurile, dar și de toate persoanele care nu sunt lângă tine în această perioadă și de toate lucrurile care nu-ți mai folosesc. Și ca să elimini aceste vechi modalități și vechi obiceiuri pe care te-ai obișnuit să le ai în viața ta, vei face loc pentru nou, pentru o modalitate nouă, pentru o cale nouă și, bineînțeles, mai bună, cale nouă, mai bună. Se va produce un haos probabil în prejurul vieții tale, care îți va testa puterea. Va trebui să înveți cum să te joci cu aceste schimbări sau cum să le întâmpini, schimbările. Anumite idealuri sau vise pe care le-ai avut vor dispărea pentru a fi relocuite cu unele mult mai realistice. Fii atent și observă cine sunt cu ghilimelele de rigoare, asasinii care în față ți zâmbesc și pe la spate te trădează sau și mai rău te doboară. În acest timp când ar trebui să fie aproape lângă tine, bineînțeles că acești falși prieteni se feresc și nu dau ochii cu tine. Și trebuie să fii atent în cine ai încredere și în cine poți să fii, să
te destăinui în aceste delicate timpuri. Dar trebuie să rămâi cu credință și cu speranță că această perioadă va trece. Vedeți, și piatra ne spune speranță. Trebuie să muncești puțin, să treci de acești spini și de această criză emoțională pe care se pare că o traversezi și să nu fii speriat de această schimbare necesară care se produce în viața ta. De asemenea, vei fi ghidat și probabil că familia apropiată îți vor fi, membrii familiei apropiate îți vor fi lângă tine, îți vor fi aproape și vei avea sprijinul lor. În zona relațiilor și zona personală, această carte semnifică sfârșitul unei relații care s-a dovedit dificilă. Această relație, dacă vă doriți amândoi, s-ar putea să fie salvată cu comunicare și cu ajutorul anumitor prieteni din jurul vostru, a familiei. Dar această confruntare trebuie să fie gentilă, blândă și va face diferența această discuție, dacă sau modul în care veți avea această discuție, această confruntare, va face diferența dacă veți rămâne împreună sau nu. Deci, armonia este cheia supraviețuirii, da? Și este bine să eviți argumentele, pentru că argumentele s-ar putea să-ți ridice temperamentul. Sigur, e nevoie de confruntarea respectivă, dar trebuie să se facă blând. Anumite probleme în jurul banilor, de asemenea, s-ar putea să apară și o decizie majoră s-ar putea să fie nevoie să fie luată acum pentru totdeauna. Și evită, de asemenea, acele scheme de a deveni peste noapte bogat. Da? Scheme rapide de îmbogățire, evită-le. Nu este timpul propice pentru aceste scheme. Dacă unii dintre voi considerați că aceste scheme există și vă ajută, este la alegerea voastră, dar cartea spune să le evitați. Apoi, după această perioadă în care schimbările au avut loc, vei deveni mai puternic și o nouă persoană. Vei fi o nouă persoană cu anumite noi principii și vei fi pregătit să o iei de la capăt cu noi proiecte. Va fi o energie pozitivă în jurul tău care te va ajuta să te stabilizezi, să te pui din nou pe picioare, din toate punctele de vedere. Haideți să vedem ce spune a doua carte, diavolul. Trebuie să eviți imediat orice tentație care duce la dependență. De asemenea, cartea se referă și la situații sau relații în care ai fost atras sau în care te simți fără putere. Da? Și cei din jurul tău încearcă să îți conducă viața sau să preia cumva controlul. Evită aceste relații. Sau în anumite situații în care voi știți cum stă situația la voi, care abuzați de anumite produse, alcool sau droguri, trebuie să le opriți, să le stopați. Și această carte ne vorbește că în zona relațiilor o persoană va încerca să te domine și să preia controlul vieții tale, exact ca și aici. Trebuie să ai grijă în cine ai încredere și în aceste momente grele când tu ai avea nevoie de ajutor, unele din persoanele din jurul tău încearcă să te abuzeze sau să te domine sau să preia ele controlul asupra vieții tale.
Trebuie să fii foarte, foarte atent să nu te implici știu eu, relații în care te vei simți atrasă fără voia ta sau atras fără voia ta și în care cineva să te domine sau ceva. Pentru că s-ar putea și un anumit produs, de exemplu alcoolul sau drogul, să te domine, da? Deci trebuie să ferești aceste situații. Să te ferești. De asemenea, să te ferești în a deveni foarte apropiat cu o persoană care este foarte manipulativă sau abuzivă și care este obsedat cu persoana ta sau cu ceva anume. Aceste relații sunt toxice și foarte periculoase. Nu ignora anumite semne sau anumite acțiuni ale unora. Conștientizează cum se manifestă aceste persoane și, dacă este cazul, elimină-i sau ieși tu din situațiile sau din relațiile respective. Imediat. La fel și această carte, diavolul ne spune: ai grijă în cine ai încredere și în cine te destăinui ca și spinii. Unii din acești prieteni falși te vor simți vulnerabilă în această perioadă și vor căuta să profite de tine. De asemenea, pentru cei care sunteți singuri, să nu faceți greșeala să vă îndrăgostiți de o asemenea persoană care este manipulativă și abuzivă, pentru că este foarte rău. În zona carierei și a banilor, unii dintre voi veți deveni obsedați cum puteți să deveniți bogați cât mai repede. Sau să vă doriți să vă cumpărați un lucru foarte scump în acest timp și acesta este un abuz, da? Abuz de bani, abuz de, știu eu, lucruri scumpe sau extravagante. La fel, aceeași frază o folosește și cartea Diavolul. Evită orice schemă care îți promite că te face bogat peste noapte. Ca și cartea Spini. Indiferent cât de grozav sună, această schemă nu este reală. Evită toate cheltuielile care nu sunt necesare sau jocurile de noroc. De asemenea, evită-le. Dacă cineva încearcă să facă mișto de tine sau să râdă sau să te ia peste picior sau în batjocură, la locul de muncă, în business, printre cercul tău de prieteni, nu-i lăsa. Nu juca rolul de victimă. Stai pe poziție și arată-le că ești puternic și că știi să-ți iei singur apărarea și să nu le permiți așa ceva. Recomandarea Șarinei în legătură cu această carte este să-ți cureți, dacă dorești, sau să-ți blochezi energiile negative din casa ta, din mașină, de la locul de muncă, cu un spray făcut simplu cu apă și suc de lămâie. Sprayează și aruncă de asemenea orice lucru care nu l-ai mai folosit de 12 luni, care și care nu se mai folosește. Dacă îți pare rău să-l arunci, donează-l și pune de asemenea sare de mare undeva în casa ta, pe un ziar, așa, ca să nu faci mizerie cu sarea respectivă, ca să curețe energia negativă. În două, trei locuri din casa ta pune pe un ziar sau pe o hârtie sare de mare. Această sare va atrage energia negativă, apoi, bineînțeles, aruncă-o. Cam acestea au fost recomandările pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, pentru comentarii, pentru interes. Dacă simțiți că rezonați cu măcar cu unul din aceste mesaje, nu le ignorați.
Aceste două cărți sunt foarte puternice, cu o energie puternică, și când vin în etalarea noastră, se va aplica pentru majoritatea dintre voi. Sigur, fiecare în funcție de situația prin care treceți, da? Nu poate să fie la toată lumea aceeași situație, dar voi știți unde aveți probleme, în ce aspect al vieții și în ce zonă întâmpinați astfel de probleme. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici, sunteți frumoși, nu lăsați pe nimeni să vă doboare, să vă omoare visele. Eu vă doresc o zi minunată, o săptămână plină de succese și binecuvântări. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Nu uitați să fiți mai blânzi unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și până data viitoare, numai bine!